Sam, privet! Salut, prietena ai detecției de metale! O nouă zi frumoasă, soarele acum răsare și m-am hotărât să ies un pic pe tarlaua satului. Să vedem ce potcoabe sau alte gunoaie mai găsim pe aici. Am găsit o zonă unde omul deja și-a arat, numai că, vedeți, cum a tot plouat, pământul e moale. Sper să nu se lipească de încălțămintea mea de lux. Da, să ne pregătim să-i dăm bătaie. Da, să-i dăm bătaie. Cam nimica. Un semnal de fier. Ia să vedem că știți că aici numai fiare găsim. Trebuie să ne mulțumim cu fiarele. Ia să vedem ce scoatem, ce comoare scoatem noi de aici. Ce fier vechi scoatem noi. Ia să vedem. Acolo e gaura. Să luăm mănușa că ne strică manicura. Așa, fi mai tăcut, că zice lumea că ești de la detect după aia. Faci gălăgie. E mai gălăgia de capul tău. Un ban de aur. Ia uite, banul de aur, uitați-l aici, stai să vi-l arăt. Mai bine, uitați banul de aur. Ați auzit? Cum cântă? Ia uitați, banul de aur. Așa se îmbogățesc detectoriști în România. Știam eu că o să găsesc și o comoară, dar mai întâi să filmăm acești maci superbi, aceste flori de mac. Ia să mai apropiem. Vă place? Foarte frumoasă. Pentru asta se merită să ieși din casă. Nu, să vă arăt comoara. Comoara dacilor. Deci, pentru cei care nu știți, pe vremea lui Burebista, dacii consumau o zeamă la care se spunea vin. Și pentru a putea să transporte dintr-un sat în altul vinul, le trebuiau furtune. Ia să vedem noi. Ia, uitați. Asta e o bucată de furtun de la butoiul dacilor. Oare câte recompensă îmi dă pe el? Auziți? Încă e stare de funcționare. Mai miroase și a vin. Ia uitați, filetul e bun. Erau meseriași, mă, dacii ăștia noștri. Cei mai meseriași din Europa, fii atent. Ia uitați, vedeți? Cu furtunul ăsta trăgeau vinul dacii. Punem la drum. Vin arheologii să-l ia. Și pentru ce am săpat eu groapa așa de mare? Ia să-mi cât a trecut. O jumătate de oră. No, bă. Ia haide că să vedem ce am găsit azi. Ia să vedem ce am găsit noi într-o jumătate de oră, pe lângă faimosul furtun de drac, prin care sugativa trăgea vinul. Am mai găsit, nu știu ce era, poate fi de la o furcă. Asta sigur e de la o furcă. Vedeți profilul, pac, un dinte de la furcă, un cui obișnuit, un șorof, un șurub, mă, țărane, mă, șurub, cu piuliță, mă. Aici o tablă cu niște cuie, așa, o jumătate de potcoavă ghinionistă, așa, o bucățică de lanț gal, deci o fi zis gal și de ce n-a zis lanț de dac, sau lanț dac, că doar sunt făcute la noi de daci. De daci și o bucată de capac. Asta sună foarte tare. Capac de la borcan din alumină, calcionic și nelipsita doză de butura dacilor liberi. Și tabla asta de zincată, cred că e, nu cred că e de aluminiu.
Ora, luminor și în cameră. Cine știe? În fine, vedeți? Asta am găsit pe pământul dacilor. Mă întreb dacă se mai merită să caut. Dar acum dacă am venit, hai să caut în continuare, măcar îi scot gunoaiele la om. Da, după altă jumătate de oră, să vă arăt alte comori găsite pe urmele dacilor. Un șorof de dac, de la mașina, autocamionul dac, băi, nu vă gândiți la alt dac, drac. O cutiuță de care face cancer. Așa. Aici o bucată de aluminiu. Așa, aici o tablă. Poate a fost la ușă, la încuietoare, tot ce se poate, după cum arată. A fost la tocul de la ușă, la încuietoare. Aici, asta e interesantă. Asta pot să zic că e de 2000 de ani. Normal că e de la o armură, e de la o... Nu, zicem că e din timpul primului război mondial. O schijă de la o grenadă ofensivă. Aia care era din tablă. Așa, un dob de la fabrica dacilor Aurora. Uitați, Aurora, bă. Dar nu-i de bere, că e cu filet. Aurora a mai făcut într-o perioadă și băuturi alcoolizate. Un cui de la papucii dacilor, alt nu știu ce, ăsta e un bolț, că nu e cui, e și aici umflat și acolo umflat, asta chiar că nu știu la ce, ceva sudat, așa, o altă tablă, nu tablă, un fier, așa, alt fier, și asta lăsa la urmă, asta e cea mai minunată, asta e o potcoavă de la un embrion de cal, că normal mânzul când e fătat e mult mai mare, dar asta sigur de la un embrion de mânz. Da, bun. Hai că o să încerc un pic pe pajiște asta, ce-o fi, da. Am așteptat să se usuce, că era roa de dimineață, era ud. Deși acum e iarba și se prinde de pantalon, da? În fine, hai să vedem. Ținem legătura, prieteni, nu plecați, că în curând o să vedeți marea comoare. O să vedeți marea cu sarea. Da, am reușit să mă urc și pe papucei mei de lux. Am reușit să murdăresc și bobina. Și am reușit să găsesc un fier mare. Merg la marginea drumului și vedem ce mai găsesc și plec acasă, că mi-ajunge o oră jumate după fiară vechi. Suficient. Deci de aici trebuie să înțelegeți că pe câmp n-aveți ce găsi. Mai ales departe de localități. În mijlocul câmpului n-aveți ce găsi. Pe lângă localități am mai dus oamenii gunoaiele și le-au aruncat. Acolo găsești o grămadă de sârme, cuie, table, tot felul de gunoaie. Dar ca să cauți pe câmpurile noastre, n-ai ce să găsești. O să vă arăt ultimele obiecte găsite. Acesta e o lamă de la un plug, cred că. După cum arată aici, e ascuțită din coace lată, cu gaură. Asta cred că de la disc, mă gândesc, nu știu. Poate că o fi la vreun disc, s-a spart. Și mărunțișuri. Un alt șorof cu piuliță. O piuliță mare. Puțin de la, o bucățică de lanț. Asta suna cel mai fain, o șaibă. Asta suna de... Ziceai că ai găsit aur clasic, dopul ăsta de aluminiu, cu jumătatea asta de dop de aluminiu și asta suna fain. Dar cel mai tare suna șaiba aia. Cam asta este, băieți. Astea sunt comorile strânse într-o oră și jumătate. O să vă fac un filmuleț și să ne auzim cu bine, dar pe arătură nu cred că mai vin, că e pierdere de timp. Le las aici la marginea drumului, cine vrea să le ia. Mi-ajunge că merg cu motocicleta mea. Motocicletul meu. Na, bă, asta e, băieți. Dacă vă cumpărați detectoare, căutați pe dealuri, pe pajiști, dar pe câmp n-aveți ce găsi decât gunoaie. Da, să ne auzim cu bine. S-o pornim, băi, prieteni, spre casă, băi. Pornim motocicleta acum, băi. Ați auzit, băi? Bun, ia să pornim motocicleta.